Emisiune sponsorizată de Gero Vital, doctor în frumusețe. Emisiune susținută de stațiunea de cercetare Pietroasa. Doamnelor, domnilor, gânduri bune! România vizionară! A venit timpul! Aceasta este egida sub care se desfășoară emisiunea de astăzi, care nu întâmplător este difuzată pe 1 iunie, de ziua copilului. La mulți ani copii, să vă trăiască părinții și profesorii. Firește, ziua copilului are și o accepțiune mai largă, este la urma urmei și ziua copilului din fiecare dintre noi. Astăzi, firește, suntem unii sau alții care poate am mai ales să mai copilărim în viață, dar cu siguranță nu ne vom ține de copilării, ci vom discuta lucruri serioase cu oameni serioși. Vorbim despre campania România vizionară, al cărei slogan este A venit timpul. Alegerea acestor două sintagme nu este la rândul ei deloc întâmplătoare, pentru că vorbim despre o Românie vizionară și dacă este să ne amintim de spre cuvintele celebrului Henry Ford, acesta spunea că viziunea fără execuție este halucinație. Noi vrem să vorbim despre realitate, despre viziuni care se materializează și la fel vrem să vorbim despre idei puternice cărora le-a venit timpul. Să ne amintim celebra vorba lui Victor Hugo și firește să evităm să vorbim despre idei cărora le-a sosit ceasul. România vizionară, a venit timpul, o discuție astăzi foarte interesantă pe care am așezat-o într-o zi minunată și într-un ambient deosebit în care începem să discutăm despre viitor cu locul în care viitorul începe să se producă. Asta după ce l-am proiectat și firește după aceea trebuie să ne îngrijim să-l promovăm cum se cuvine. Dragi telespectatori, vă mulțumim că sunteți ca de obicei alături de noi pe pagina de Facebook a TVR Internațional, pe platforma TVR Plus și firește pe calea undelor. Suntem parte din povestea dumneavoastră, așa cum și dumneavoastră sunteți parte din povestea noastră. Dragi telespectatori, astăzi vom discuta cu trei distinși invitați despre ceea ce înseamnă materializarea României vizionare și începerea lucrului la ea de astăzi. De fapt, este un lucru care s-a început de ieri și cu siguranță nu trebuie să contenească mâine. Dragii noștri, avem în direct astăzi alături de noi pe domnul profesor universitar dr. Sorin Câmpeanu, ministrul educației, pe doamna profesor Carmen Băjenaru, director al liceului Ioan Luca Caragiale din Ploiești și pe domnul Ionuț Spanea, coordonatorul echipei de robotică Auto Vortex. Distinși invitați, vă salut! Bună ziua! Bună ziua! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Dragi invitați, începem cu o întrebare care este, să spunem așa, sădită în mintea fiecare dintre noi. Vorbim despre emisiunea Investiții în România și cu siguranță ne interesează și sursele și resursele acestor investiții. Iar discuția momentului ține de miraculosul plan național de redresare și reziliență, despre care umblă legenda că ar conține o alocare istorică pentru educație. Facem legenda să devină realitate? E o responsabilitate imensă, pentru că, dacă ne amintim bine, în urmă cu câteva luni am început discuția despre o alocare de 1 miliard de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Am reușit să ajungem la o sumă care este în curs de a fi adoptată în urma procesului de negociere, anunțul se va face în curând, de circa 4 miliarde de euro. De la 1 miliard de euro la 4 miliarde de euro disponibil pentru investiții în educație. Este o oportunitate fără precedent, după cum foarte bine ați precizat, pentru că această sumă este mult mai mult decât Ministerul Educației a avut la dispoziție din fonduri europene de la intrarea României în Uniunea Europeană în anul 2007 și până în prezent. În același timp, având resurse la dispoziție, indiferent
cum se va numi, ministrul educației, dacă nu va reuși să folosească eficient aceste resurse, nu va mai avea, spre deosebire de predecesorii lui, nicio scuză cum că n-ar fi fost resurse la dispoziție. Există, sigur că da, și un principiu al PNRR-ului, conform căruia ministerele trebuie să lucreze în echipă, pentru că dacă, spre exemplu, nu ți-ai îndeplinit obiectivele de etapă asumate într-un domeniu, nu știu, agricultură, sănătate, energie, nu se decontează sumele pentru niciun domeniu. Este un principiu care ridică foarte mult responsabilitatea din perspectiva lucrurilor în echipă. Sumele pe care România le va avea cât de curând la dispoziție urmează a fi folosite pe 5 direcții principale. În primul rând, investiții în infrastructură, cu un accent foarte important pe dotări școli. Dotări școli, laboratoare și nu numai. Dorim să avem 10.000 de laboratoare de chimie, de biologie, de fizică și nu numai, seria poate continua, adecvate secolului 21. Este un lucru care lipsește în școlile din România. Vă spuneam că în urmă cu puțin timp am încercat să fac un tur al școlilor într-un anumit județ, un obiectiv foarte clar, acela de a identifica un singur laborator funcțional. Nu am găsit în școlile dintr-un județ, nu spun că nu există, dar eu nu am găsit niciun laborator funcțional. Există săli care sunt denumite laboratori de biologie, de chimie, de fizică, dar în acele săli avem mese și scaune. Sunt săli de clasă normale. În condițiile în care testele PISA, prin care se apreciază rata de analfabetism funcțional, sunt bazate foarte mult pe interdisciplinaritate, pe abilitățile elevilor de a face față unor situații reale de viață, care sigur că da, presupun capacitatea de a pune la un loc elemente specifice mai multor discipline, absența laboratoarelor, cred că este una dintre cauzele principale pentru rezultatele nesatisfăcătoare pe care România le-a avut în ultimii ani la aceste teste PISA. A doua linie în care trebuie să investim este aceea digitalizării educației. Educația va merge mai mult spre digital, că își doresc sau că nu își doresc unii, că vor sau că nu vor. Aceasta va fi schimbarea. Important este să identificăm acele segmente în care predarea online este adecvată. A treia linie este aceea a susținerii învățământului profesional cu accent pe forma cea mai eficientă de organizare învățământul dual. O a patra linie e constituită din măsuri pentru reducerea abandonului școlar și a cincea linie, dar nu ultima, este aceea a investițiilor în educația timpurie. Astea sunt principalele linii pe care, în complementaritate cu fondurile naționale și cu celelalte fonduri europene disponibile, dorește să le susțină Planul Național de Redresare și Reziliență. Domnule ministru, ceea ce ne-a spus sună și coerent, logic și corespunde fidel realității. Lucrurile se leagă, firește va trebui să se întâmple acele alocări ca rezultatele după aceea să dovedească eficiența gândirii din momentul proiectării unui astfel de megabuget. Trecem de la o zonă a deficiențelor la o zonă a excelenței. Doamna director Carmen Băjenaru conduce unul dintre liceele Fanion ale României. Doamna director, care este secretul din spatele, din fața, din interiorul liceului dumneavoastră? Ține el de un aer special al locului? Ține de mâna profesorilor? Ține de mintea elevilor? Aș putea să spun că ține de toate trei elementele pe care dumneavoastră le-ați enumerat. Pentru că aici, în Colegiul Național Ion Luca Caragiale din Ploiești, avem o comunitate școlară foarte bine închegată și foarte bine motivată.
atât această motivație vine atât din dăruirea pe care marea majoritate a colegilor mei de catedră, de cancelarie, o manifestă în a lucra cu copiii. Rezidă de asemenea din dorința copiilor de a învăța și mulți dintre ei din dorința lor de a face performanță și de asemenea din dorința comunității locale și a comunității de alumni de a ne susține. Și pe lângă toate aceste elemente, aerul de tradiție și de, cum să vă spun, de loc pe unde s-au trecut și s-au format mari personalități ale vieții culturale din România și din lume, încă își face simțită prezența. Pe culoarele școlii noastre și-a purtat pașii Nichita Stănescu, și-au purtat pașii colegul său de clasă, domnul academician Eugen Simion, domnul academician Cristian Hera, domnul academician Ioan Tomescu, marele maestru internațional al șahului Florin Gheorghiu și dumnealor sunt doar câțiva dintre cei care au trecut pe culoarele acestea, acestei locații în care noi ne aflăm aici. Comunitatea caragialistă și tradiția pe care de 155 de ani pe care școala noastră o are ne obligă atât pe noi, cât și pe colegii mei, cât și pe elevii noștri. Și faptul că a fi caragialist din generație în generație este un lucru absolut normal, este deosebit și este extraordinar și ne motivează foarte mult. Eu am fost eleva acestei școli. Jumătate dintre colegii mei de cancelarie au fost elevii acestei școli. Și în momentul în care ne-am întors aici pentru a preda, o facem cu mult mai multă dragoste și cu mult mai multă responsabilitate, aș putea să spun eu, pentru că noi ne-am întors acasă, ne-am întors acolo de unde am plecat. Și ceea ce este important este faptul că mulți dintre elevii noștri, care au terminat din anii 90 sau chiar din anii 2000, s-au întors la catedră și se află aici la noi în școală. E foarte adevărat că avem o comunitate foarte extinsă și foarte întinsă. Este comunitatea caragialiștilor este întinsă din Statele Unite ale Americii și până în Japonia. Și lucrul acesta este benefic pentru că dovedește faptul că noi reușim să pregătim tineri și absolvenții care ai altor universități care reușesc să se adapteze tuturor modelelor culturale și să fie mândri de locurile din care au plecat. Doamna director, sună minunat ceea ce se întâmplă la Colegiul Național Ion Luca Caragiale din Ploiești, dar pe de altă parte sună și SF, ceea ce face următorul nostru invitat, domnul Ionuț Panea. SF în românește este tradus ca științifico-fantastic. Sintagma din limba engleză vorbește despre știință și ficțiune. Eu am o altă interpretare a acestor inițiale și eu vorbesc despre SF ca despre știință și fantezie. Domnule Panea, spuneți-ne dacă școala românească produce știință pe cât de mult încurajează fantezia și cum se traduce povestea aceasta în lumina experienței Autovortex. Eu cred că există un potențial uriaș în cadrul elevilor din toată România, inclusiv eu sunt produsul școlii românești, eu am studiat doar în România, ci drept în perioada liceului am fost la Colegiul German, Hermann Oberth, care după s-a numit Goethe. În momentul în care eu am terminat liceul, foarte mulți din colegii mei au plecat din țară, eu și cu încă câțiva dintre ei suntem singurii care am mai rămas în România, și parcă a existat totdeauna, poate în interiorul meu, un sentiment un pic neplăcut că străinătatea parcă ne-a furat toți prietenii, toți colegii. În momentul în care noi am reușit să punem pe picioare echipa de robotică Autovortex, acum 10 ani de zile, totul a început dintr-o joacă. Mi-aduc aminte, am fost sunat de către directorul liceului din voluntari, care m-a rugat frumos dacă pot să mă ocup de copii de atunci, măcar să reușim să punem un roboțel pe roate să meargă. Deși eu am explicat că nu am programat în viața mea, eu am terminat ASEU, eu predau finanțe. Teoretic, nici n-ar fi trebuit măcar să accept acea propunere. Am zis, hai, de ce nu?
A fost o alegere foarte curajoasă, am reușit să câștigăm, ne-am dus după la campionatul mondial de robotică și cam acela a fost momentul de cotitură în care puteam doar să privim experiența ca o plimbare și atâta sau să continuăm proiectul. Nici nu mă gândeam că nu o să se implice liceele sau sistemul de învățământ fiind o noutate și ceva, nu știu, super wow încă este în continuare. Și am decis să merg înainte. Am rămas cu copiii de atunci, cu piesele roboților, am lucrat la mine acasă. După care, acum 5 ani de zile, cu partenerii noștri am reușit să punem pe picioare acest concurs de robotică să fie accesibil și pentru alți elevi din toată țara. Proiectul a prins foarte bine, doar că fiind un program destul de costisitor, nu chiar oricine își permitea să pune pe picioare o echipă de robotică. Noi am încercat după să dezvoltăm această latură. Am creat un laborator de robotică în interiorul Politehnicii. Este fix locația pe care o vedeți în spatele meu. Și tocmai pentru aceasta mulțumim celor de la Facultatea de Robotică Industrială din cadrul UPB că ne permit să ne desfășurăm activitatea în continuare aici. Aici ne strângem seară de seară cu copiii din București și din împrejurimi. Copii care vin benevol, nu-i obligă nimeni să vină aici, să stea noaptea cu noi, să se antreneze, să programeze roboții și să devină cei mai buni. Noi după participăm la concursuri internaționale. Deja în Rusia am fost 8 ani la rând. În fiecare an am reușit să obținem locul întâi și medalia de aur. Și totdeauna am încercat să fim, cum să zic, elita roboticii internaționale. Domnule Panea, o să reluăm imediat după o scurtă întrerupere cu povestea medaliei care se află la gâtul dumneavoastră. Stimați invitați, dragi telespectatori, vă invităm să urmăriți un reportaj din România Vizionară, semnat de colegul meu, Răzvan Onesa. Investițiile în sistemul de educație reșițean au fost printre primele proiecte abordate de actuala conducere a municipiului. Acestea au vizat atât modernizarea și dotarea vechilor clădiri, cât și înființarea unei școli duale care să răspundă cerințelor pieței muncii. Calificările în care sunt școlizați elevii de la învățământ dual sunt calificări din domeniul mecanic, respectiv calificarea mecanică auto, mecanic utilaje și instalații în industrie, lăcătuș mecanic prestări servicii, sudor, operator mașini cu comandă numerică. Tot la învățământul dual sunt școlarizați elevi și în domeniul construcțiilor, respectiv calificarea instalator, instalații tehnico-sanitare și de gaze, domeniul industriei textile și pilărie, respectiv confecționare produse textile și domeniul electric. Avem parteneriate pentru învățământul dual cu 17 operatori economici. Prin proiectul inițiat de Primăria Reșița sunt oferite facilități elevilor participanți, precum cazare într-un complex modernizat și 3 mese gratuite, inclusiv burse private lunar. Sunt și operatori economici care au suplimentat această bursă și au acordă chiar și 400-500 de lei, rog, în funcție de calificare și de... Pe lângă bursă, operatorii economici mai oferă și transportul de la școală la locul de practică, echipamentul de protecție. Pentru mine a fost o provocare învățământul dual și am spus că de ce nu? Să încerc. În timp ce alți copii de vârsta mea merg la licee teoretice, nu ies cu nimic. În schimb, eu am o calificare, eu fac practică la Autoliv, e bine. După ce am dat examenul de capacitate, am ales să vin la o școală profesională, eu dorindu-mi să devin inginer de mic. Și mi-am ales profilul sudură, deoarece de mic am fost pasionat de ceea ce înseamnă lipituri. Vreau să devin inginer sudor. Companiile din Reșița și nu numai s-au alăturat fără rezerve acestui proiect inițiat de primarul Ioan Popa. Dacă așteptăm de la, eu știu, de la stat sau de la altcineva, numai ei să facă, n-avem șanse. Așa e singura modalitate unde poți să-ți pregătești chiar la locul de muncă, pe specialitatea ta, tineri și viitori specialist. Am considerat că trebuie să ne implicăm foarte mult, să creăm elevi și pe urmă angajați ai acestei societăți ai noastre, pentru că media de vârstă la noi în firmă este de 50 de ani. Dacă nu investim în viitor, în copii, atunci e posibil ca pe viitor să ne putem închide sau la variante alternative pentru roboți industriali. Am ales
școala asta pentru o meserie, să ajung ceva în viață și să am un loc de muncă, cum m-am angajat acum. Încet, dar sigur, beneficiile acestui sistem de învățământ încep să fie apreciate de copii și părinți, astfel că numărul celor care îl accesează este în creștere. A fost o creștere constantă și ne bucurăm și sperăm că în viitor numărul elevilor care vor frecventa învățământul dual la noi să fie din ce în ce mai mare. Cei care au venit în primul an și-au adus verișorii, și-au adus frații. Dragi telespectatori, ne întoarcem la discuția noastră dedicată României vizionare cu o întrebare pe care o adresăm domnului ministru, o întrebare foarte delicată și, într-un anumit sens, și dureroasă. Se vorbește despre Olimpicii României că atunci când primesc medalia internațională, automat primesc la pachet și un bilet dus în străinătate. Domnule ministru, cum putem să-i recâștigăm pentru România pe acești oameni minunați sau în termeni comerciali? Cum am putea să blocăm, dar cu inteligență, cu deșteptăciune, acest export cu titlu gratuit pe care îl face România în străinătate? Am fost și rămân unul dintre adepții libertății de mișcare, un drept câștigat cu greu. În același timp, îmi doresc din tot sufletul ca elevii care obțin rezultate ce certifică performanța să poată alege să-și continue studiul într-o universitate din România. Dar, sunt foarte conștient de faptul că această alegere o vor face doar atunci când ea va corespunde aspirațiilor de dezvoltare profesională și personală ale fiecăruia dintre acești tineri de excepție. Pentru asta, universitățile românești sunt datoare să asigure un cadru care să facă din a studia în continuare în România o alegere viabilă. S-au făcut pași importanți în universitățile românești. Trebuie să fie continuați. Avem însă un obstacol major. Există numeroase clasamente internaționale ale universităților. Cel mai important dintre ele plasează pe primele locuri universități care au bugetul de 3, 4, 5, 6 ori mai mari, bugetul unei singure universități, mai mare decât bugetul întregului învățământ superior din România. Aș vrea să fim conștienți că performanță fără investiții nu se poate face. Pentru cât s-a investit în universitățile românești, pozițiile în clasamentele internaționale sunt prestigioase, repet, dacă privind din perspectiva raportului investiție-rezultat. E nevoie de continuarea acestor investiții alături de alte măsuri pentru ca universitățile românești să devin, așa cum am spus, o alternativă viabilă în decizia acestor tineri de excepție. Altfel, fac o mărturisire astăzi, într-o zi importantă. Am un reflex, este efectiv un reflex. Mă pun în poziția celuilalt. Repet, este un reflex. Dacă mă transpun în poziția unui tânăr care are la dispoziție foarte multe opțiuni generate de volumul de muncă, de talentul, de rezultatele lui, atunci, într-adevăr, alegerea, sigur, va fi făcută în funcție de criterii pe care noi trebuie să le cunoaștem dacă tot pledăm pentru viziune și să facem în așa fel încât să cântărească în alegerea acestor tineri. Nu sunt și nu voi fi niciodată adeptul obligațiilor impuse. Dar, pe de altă parte, îmi doresc foarte mult ca acești tineri, dincolo de studiile universitare, să poată contribui la progresul României, un stat. Am apreciat foarte mult ce ați spus, domnule profesor, și eu, deși sunt, cu onoare o spun, președintele celei mai mari organizații universitare internaționale, care reunește peste 1000 de universități din 119 state, sunt produsul școlii românești și mă mândresc cu acest lucru. Aș vrea ca acest lucru să-l poată spune mulți dintre
tinerii noștri care merg spre performanță. Pentru asta este nevoie de viziune și avem un proiect de viziune, un proiect de țară, România Educată. Este nevoie de competență și o spun la modul cel mai direct, prezența celor doi colegi profesori aici alături de noi se constituie într-o dovadă vie că avem competență în sistemul de învățământ românesc. Trebuie însă să o recunoaștem și să o punem în valoare. Dar dincolo de viziune și competență, mai este nevoie și de coerență. Coerența, cred că, este elementul care a lipsit cel mai mult sistemului de educație din România. Dincolo de lipsa de resurse, dincolo de multe alte lipsuri pe care le cunoaștem, nu le negăm, important este să vedem cum le reglăm, cum le compensăm, dar lipsa de coerență rămâne totuși, în opinia mea, cel mai mare neajuns al sistemului de educație din ultimii ani. Domnule ministru, sunt de acord cu pledoaria dumneavoastră. Într-adevăr, dacă nu educația, eventual și sănătatea, nu sunt proiecte care să asigure un dialog fluent și fluid transpartinic, să fie baza unui consens național, să nu mai există putere și opoziție când vorbim despre așa ceva, oare care ar mai putea fi? Și la fel sunt de acord cu dumneavoastră că atunci când vine vorba de a-i păstra pe olimpicii noștri, măcar în ecosistemul românesc, nu neapărat acasă, ei trebuie să fie captivați, să o facă, nu trebuie să rămână captivi în România. Doamna director, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, educația prin excelență este o practică personalizată. Ne-ați amintit câteva nume de iluștri campioni ai liceului pe care îl conduceți. Am vrea să ne spuneți eventual câteva nume de campioni la zi, fie că sunt profesori, fie că sunt elevi. Campionii noștri la zi, așa cum i-ați numit dumneavoastră, își poartă pașii în școala noastră văzând rezultatele campionilor din perioadele trecute. Pentru că la noi fiecare sală de clasă poartă numele câte unui academician care a absolvit fie liceul Sfinții Petru și Pavel, fie liceul Caragiale în trecut, iar laboratoarele și cabinetele poartă numele unor oameni de știință care și-au petrecut anii de liceu în instituția noastră. La timpul prezent, la noi vârful de lanță este informatica și avem o profesoară de aur numită Dana Lica, directorul Centrului Județean de Excelență, care a reușit să creeze în laboratorul multimedia de la etajul 2 al liceului nostru un adevărat Silicon Valley. Pentru că ea are acolo un laborator 2 copăcei, un copăcel cu copiii care au reușit să obțină premii la olimpiadele internaționale de informatică și un al doilea copăcel cu copiii care, după ce au terminat liceul, au devenit studenți ai marilor universități din Europa și din lume. Și pornind de la acest lucru, vreau să vă spun că la Universitatea Cambridge, Colegiul Național Ion Luca Caragiale din Ploiești are o comunitate de 17 absolvenți. Iar anul școlar trecut, în 2020, o absolventă de-a noastră a fost admisă la Oxford, tot pe Computer Science, iar în acest an, un viitor absolvent de-al nostru a fost admis la Harvard. Aveți cumva semnale legate de o eventuală renodare a legăturilor cu țara? Ai legături ale absolvenților din trecut? Dacă mi-îngăduiți, imediat o să răspund la întreaga dumneavoastră întrebare. Perfect, perfect. Vreau să vă spun că echipa Colegiului Național Ion Luca Caragiale din Ploiești, împreună cu cea a Centrului Județean de Excelență, a reprezentat România la Olimpiada Internațională de Informatică pe echipe în 2019, și au venit cu locul al doilea din lume. Unul dintre membrii echipei este student la Universitatea Politehnică din București. Spuneam că avem o absolventă care a fost admisă în anul școlar trecut la Universitatea Oxford. Alexa are la activ 16 medalii la Olimpiada Internațională de Informatică. Spuneam de un absolvent care a fost admis la Harvard, de vorba de Rareș Avram, care este conducătorul echipei de robotică pe care o are școala noastră. Echipa se numește Info 1 Robotics, Ro 140 Info 1 Robotics și a obținut locul al doilea la autonomie la Campionatul Național de Robotică din 2018-2019, în 2020 premiul 2 la regională și premiul 1 la concursul Inspire. Fratele lui, Tudor Avram,
este absolvent de Cambridge și s-a întors în România și alături de doamna profesor Dana Lica este mentorul echipei de robotică, echipei și a echipei mari, dar și a echipei mici, pentru că avem și o echipă de gimnaziu de robotică. Tradiția rezultatelor de la olimpiadele sau concursurile de informatică la noi continuă, pentru că avem un elev de clasa 10, Alexandru Dobleagă, care are argint la Olimpiada Internațională pentru juniori din Georgia, bronz în 2017, 2018, 2019 la concursul la Olimpiada Internațională de la Schumann. Țaga Ștefan, care este clasa 11, bronz la Olimpiada Internațională de la Schumann. La fel au și Predescu Sebastian și Săvulescu Alexandru și Nicolae Alexandru. Un lucru extraordinar pe care noi, ca și instituție școlară, împreună cu Centrul Județean de Excelență, am reușit să-l facem, este concursul Info1CAP, care în acest an și-a desfășurat cea de-a 5-a ediție. Este singurul concurs de informatică pentru juniori, care este organizat de elevi. Este organizat de seniorii care au participat la olimpiadele de informatică, de cei care au absolvit și care fac subiectele, jurizează și deci care se ocupă de tot ce înseamnă economia acestui concurs. Doamna director, de la povestea absolut glorioasă a Colegiului Național Ion Luca Caragiale din Ploiești, trecem la tinerii care, continuând, să spunem așa, lanțul trofic al noilor tehnologii, fac să se lege informatica de robotică și, mai mult decât atât, pun suflet, literalmente, în roboți. Domnule Panea, ca să avem posibilitatea să punem suflet în roboți, trebuie să existe și resursele financiare care să amenajeze o astfel de chimie. Spuneți-ne cum vă descurcați pe partea aceasta. Deși au trecut atâția ani, avem atâta notorietate, problemele financiare au rămas în continuare. În comparație cu alte echipe de robotică care mai există în România, pe care chiar mare parte din ele le-am fondat, noi nu avem sub nicio formă acces la fonduri publice. Noi ne fiind afiliați direct unui liceu, lucrând cu copiii din mai multe locuri, suntem considerați așa ai tuturor și ai nimănui. Am încercat să trecem peste acest scop. Totdeauna am încercat să contactăm mediul privat, comunitatea locală și din jurul Bucureștiului. Din păcate, nu prea reușești să discuți, să vorbești cu companii interesate să te poată ajuta. Numărul partenerilor pe care noi avem este foarte, foarte mic. Sunt doar companii românești cărora le-a plăcut foarte, foarte mult ceea ce noi facem, s-au simțit motivați și au zis că efectiv împărtășesc aceeași viziune cu noi. Pe noi ne-ar ajuta enorm de mult să avem măcar un minim de buget stabilit pentru fiecare an, să putem măcar să ne ducem cu echipa în formă minimă la concursuri. Domnule Panea, eu știu ca economist că investițiile în metale prețioase sunt printre cele mai sigure. Nici măcar medalia dumneavoastră prețioasă de la gât nu-i atrage pe investitori. Apropo, spuneți-ne în două cuvinte care este taina ei. Noi ne-am întors de curând din Federația Rusă. Acolo am reușit să obținem pentru al 8-lea an consecutiv locul întâi și medalia de aur. Este o competiție de robotică internațională care a apărut din Statele Unite ale Americii. Se bazează foarte, foarte mult pe lucru în echipă și se formează echipe de robotică mai mult de elevi de liceu. Ei trebuie să construiască un robot după anumite reguli ale concursului, în niciun caz să se distrugă sau să se dea afară din ring, adică nu e petalbotsul care poate l-am mai văzut noi la televizor. Iar după, în momentul în care tu vrei, participi la diverse competiții internaționale. Fiind tot contextul pandemiei, rușii au fost printre singurii care au mai organizat un eveniment fizic. A fost o întreagă aventură să ajungem acolo, fiindcă brusc municipalitatea din Novgorod a uitat că trebuie să mai vină și anumiți români la concurs. Și dacă nu erau cei de la Ministerul de Externe să ne acorde pașapoarte de servici, noi nu mai puteam să plecăm. Am plecat în ultimul moment. A trebuit să conducem până în Chișinău, din Chișinău în Moscova, de acolo iar 9 ore. A fost groaznic de obositor, dar ne doream foarte, foarte mult să participăm, fiindcă eram foarte bine pregătiți. Domnule Panea, bănuiesc că ați reușit ceea ce nici Napoleon nu a reușit. Ați reușit să cuceriți Rusia. Stimați invitați, dragi telespectatori, vă invit să urmăriți încă un reportaj din România Vizionară, semnat de colega mea, Roxana Segneanu.
Ana Matea Cerchez și Nicoleta Dobrică sunt tinere excepționale cu performanțe deosebite, adevărate ambasadoare ale țării noastre. Prin pasiune, determinare și dăruire, au obținut anul acesta cu proiectul Prometheus premiul întâi la concursul organizat de National Space Society din Statele Unite ale Americii, competiție destinată elevilor până în clasa a 12-a. Este despre o stație spațială pe care vom mina asteroizi, din care vom lua materiale prețioase și le vom aduce înapoi pe Pământ. De asemenea, vom lua și energie verde din spațiu, din, mă rog, energia solară și energia cosmică, pe care mai apoi o vom duce pe Pământ în baterii. Noi am aplicat în online, am încărcat proiectul pe site-ul de la National Space Society. A fost ideea Nicoletei să ne înscriem. Ea mi-a spus că, uite, am în minte să ne înscriem la proiectul ăsta, dacă vrei să lucrăm împreună, să mă ajut mai mult pe partea socială, eu fiind pe științe sociale la liceu. Și am lucrat împreună, timp de 4 luni de zile. Ne-am axat fiecare pe bucățica ei cumva, dar mereu colaborând cu idei și consultându-ne în anumite privințe. Acest proiect pentru mine a însemnat multă muncă, mult efort, însă și rezultatele au fost foarte frumoase. A însemnat să aducem împreună două licee diferite și să reușim cumva să cooperăm și să ne punem pasiunile împreună ca să realizăm ceva frumos. Varianta finală a fost gata cam o săptămână înainte să predăm proiectul. Proiectul avea termen limită 15 februarie, noi am terminat cam de pe 10 februarie și am zis în acel moment că gata, nu mai schimbăm nimic, nu mai adăugăm nimic, asta e, ne facem curaj să ne înscriem și cu mult succes înainte. În dimineața acelei zile aflasem că se afișase premiul cel mare pentru concursul respectiv, însă celelalte premii nu se afișaseră și nici nu știam când o să urmeze. Eu personal nici nu urmăream site-ul, însă Matea era mereu cu un ochi pe site și m-a anunțat în secunda în care s-au pus, m-a dat un telefon că Nico, am luat premiul întâi, a urmat o oră întreagă, un apel în care eram amândouă foarte bucuroase și ne lăudam una pe alta, a fost o zi foarte frumoasă. Faptul că avem atât de mulți elevi care iau premii internaționale arată cât de isteți sunt, cât de doritori de a cunoaște sunt. Chiar dacă școala nu oferă multe posibilități, de exemplu, în școală nu se face astronomie. Dintre aceștia, mulți vor deveni specialiști în domeniul spațial, mulți vor lucra în cercetare și, de ce nu, unii vor deveni cosmonauți. Agenția Spațială Română încurajează cunoașterea în general și educarea nu numai a tinerilor, dar și a educatorilor tinerilor. În cadrul unui program inițiat de Agenția Spațială Română și susținut și de Agenția Spațială Europeană, se numește programul ESERO, în fiecare vară organizăm o tabără lângă Cluj, unde invităm profesori care ascultă prelegeri în domeniul spațial, stau de vorbă cu specialiști, inclusiv eu particip la astfel de întruniri, iar acești specialiști le explică cum se petrec niște procese legate de cunoaștere în domeniul spațial. Pentru a obține rezultate remarcabile în diverse sectoare, pe lângă implicarea profesioniștilor, tinerii au nevoie de sprijin din partea statului. Am numeroase întâlniri în școli. În ultima vreme le-am avut pe Zoom, dar au participat mulți elevi. Dacă la început sunt puțin doritori să știe ce este spațiul cosmic, după ce le spun câteva povești interesante, încep să devină foarte curioși, iar la sfârșit, dacă îi întreb cine dorește să facă cosmonaut, jumătate din clasă ridică mâna. Guvernul, desigur, are responsabilitatea lui în acest domeniu. Fondurile alocate pentru educație, pentru cercetare, sunt insuficiente. Mai ales pentru cercetare. Suntem pe ultimele locuri în Europa la investițiile făcute în cercetare. Iar aceste investiții produc viitorii specialiști de care avem nevoie. Noi facem efort. Ca specialiști ne ocupăm tot ce putem face. Dar la un moment dat susținerea trebuie ridicată la alt nivel. România Vizionară este reprezentată acum prin câțiva oameni și câteva instituții.
Eu mă pot referi la cele în care sunt implicat eu. Agenția spațială, domeniul spațial, este un domeniu vizionar. Noi ne-am făcut planuri pentru mulți ani de acum încolo și până acum le-am urmat, pas cu pas. Cu greutățile pe care le întâmpinăm, le-am urmat. Ar trebui să fim mai mult ajutați de guvern. Nu s-a mai plătit contribuția la Agenția Spațială Europeană de 4 ani de zile. Suntem tăiați de la principalele programe europene, nu mai avem drept de vot. Ei, aici, dacă s-ar rezolva aceste probleme, noi am merge mai departe și am planifica un viitor din punct de vedere al dezvoltării tehnologice și industriale pe acest domeniu foarte departe. Dragi telespectatori, ne-am întors în studio și renodăm ca de obicei firul discuției noastre cu încă o întrebare adresată domnului ministru al educației. Domnule ministru, în câteva cuvinte, în zona dumneavoastră de excelență, ce ne puteți spune despre învățământul dual în agricultură? Reportajul pe care l-am văzut la începutul emisiunii vorbea despre învățământ dual în zona industrială, dar și zona agricolă este tentantă pentru o astfel de abordare. Agricultura este un segment extrem de important pentru o țară precum este România. În agricultură există educație la nivel preuniversitar, deficitară, și educație la nivel universitar. Universitățile de științe agronomice și medicină veterinară din România, fie că vorbim de București, de Cluj, de Iași sau de Timișoara, sunt privilegiate din punct de vedere al patrimoniului și al resurselor. Din păcate însă, dacă vorbim de liceele agricole, lucrurile stau exact invers. Sunt licee aflate în mare dificultate, care suferă și de lipsă de atractivitate, o lipsă de atractivitate determinată nu de situația agriculturii, ci determinată de nivelul de dotare deficitar. Deficitar este un termen mult prea blând. Tinerii nu pot fi atrași de aceste licee, pentru că în aceste licee pot vedea lucruri care au fost actuale în urmă cu 30, 40, 50 de ani. Aceste lucruri nu îi mai pot interesa din punct de vedere tehnic pe tinerii din ziua de astăzi. E nevoie de investiții. În PNRR există planificată o sumă de 67 de milioane de euro tocmai pentru investiția în partea tehnică a acestor licee agricole. Aceste investiții, într-un număr de circa 50 de licee agricole, ar trebui să ridice nivelul de atractivitate al acestora, ar trebui să le aducă în secolul 21. Este o altă provocare din perspectiva Ministerului Educației, dar și din perspectiva utilizării eficiente a resurselor disponibile pentru Planul Național de Redresare și Reziliență. În momentul de față, în agricultură, vorbim de agricultură de precizie, vorbim de utilaje care sunt ghidate prin satelit, vorbim de foarte multe progrese ale tehnologiei pe care tinerii noștri în liceele agricole nu le pot vedea, deci nu au cum să fie atrași de această formă, acest segment de pregătire. Doamna director, aș vrea să mut un pic discuția. Domnul ministru discută despre o oarece secetă de resurse publice, dar pe de altă parte știm că educației îi merge bine și cu resurse private. Care este experiența dumneavoastră în comunitatea locală ploieșteană în ceea ce privește atragerea de parteneri din mediul de business? Să spun că sunt poate un director atipic, pentru că nu mă pot plânge de lipsa fondurilor pentru proiectele pe care intenționez să le fac și pe care le scriu. Secretul este acela de a ști să scrii proiecte, de a ști să spui cu mare sinceritate în aceste proiecte de ce anume ai nevoie, pentru că dacă știi să faci acest lucru și te adresezi partenerilor sau, mă rog, agenților economici dintr-o anumită zonă, ei vor fi gata să te ajute. De exemplu, apropo de robotică, am scris un proiect și am reușit să accesez împreună cu părinți de la mine din școală, am reușit să accesăm fonduri de la OMV Petrom și cu aceste fonduri am
construit atelierul de robotică, în care lucrează atât copiii din echipa mare, cât și copiii din echipa mică, cu proiecte care să ducă la refacerea anumitor zone din școală, din cele două clădiri pe care le avem. Am reușit să atragem tot prin proiecte fonduri de la Compet, astfel încât ne-am putut desfășura activitatea în condiții foarte bune, indiferent de perioada de timp pe care o trăim. Astăvară, când se punea problema ca digitalizarea să fie un element extrem de important în desfășurarea activității școlare în acest an școlar, mărturisesc cinstit că aveam nevoie de foarte multe sau mult mai multe laptopuri decât cele pe care le aveam în școală. Am apelat la absolvenți, comunitatea caragialistă fiind atât de mare, ea cuprinde nu numai Prahova, cât și o parte a Bucureștiului. Am scris un proiect, iar Metamind ne-a făcut o donație de 35 de laptopuri și am inițiat împreună și un proiect prin care să facem școala mult mai bine cunoscută pe plan național și pe plan local și de asemenea o serie de alte evenimente care să facă și firma respectivă, o firmă de IT, cunoscută în rândul elevilor noștri. Domnul ministru, despre parteneriatul public-privat, cum îl putem face să fie o componentă a funcționalității economiei și societății românești? Învățământul dual, așa cum am precizat, este cea mai eficientă formă de organizare a învățământului profesional. Doar că el poate fi organizat acolo unde agentul economic există și dacă există, dorește să intre în parteneria cu școala. Pentru a dori să intre în parteneria cu școala, este nevoie de o serie de motive pe care el trebuie să le aibă. Avem în vedere o reglementare mai flexibilă a modului de organizare a învățământului dual. În momentul de față, vă dau un exemplu. Este foarte greu de constituit o clasă pe aceeași calificare într-un singur loc. Pentru că de multe ori angajatorii au nevoie de un număr de persoane calificate mai mic decât acela care este reglementat pentru constituirea claselor. Este un lucru pe care suntem datori să-l reglăm noi și să vedem și ce alte avantaje ar putea să aibă agenții economici, angajatorii, pentru a fi stimulați să intre în parteneria cu școala. Acolo unde acest agent economic nu există sau dacă există, nu doresc să intre în parteneria cu școala, așa cum am spus, învățământul profesional trebuie să rămână o responsabilitate a statului. Mai departe, dacă vorbim de viziune, dacă vorbim de joburile viitorului, este nevoie de foarte multă viziune pentru a putea anticipa care vor fi calificările cerute de societatea de peste 10-20 de ani. Stimați invitați, dragi spectatori, permiteți-mi să vă propun încă un material din România Vizionară, realizat de colegul meu, Răzvan Onesa. Damen Galați este locul în care sunt pregătiți viitorii specialiști în meserii căutate pe piața muncii. La centrul de formare profesională, tinerii obțin atestate de sudor, lăcătuș, constructor naval, tabulator naval. Îi angajăm pe o durată de 6 luni, inițial, pentru atât durează cursul, timp în care le dăm salariu minim pe economie plus un bonus, le asigurăm transport gratuit în localitate și în județ, tichete de masă, deci au aceleași drepturi ca și angajații noștri. Echipament individual de protecție, săli de curs dotate cu echipamente moderne, săli de instruire practică. Timp de 6 luni, doar asta este sarcina lor, să învețe. 3 luni în cadrul centrului de formare profesională, unde fac partea teoretică. După 3 luni merg în producție, sunt repartizați fiecare la câte un muncitor cu experiență, un mentor, să se acomodeze cu lucrările din producție. Și la finalul celor 6 luni vin și dau examen de absolvire și primesc diplomă autorizată de Ministerul Educației și după absolvire îi angajăm în funcție de rezultatele obținute. Este o meserie frumoasă, cu un, cum spun eu, plan de viitor suficient de bogat. Îmi place să studiez, am mai sudat și e o meserie frumoasă. Îmi doresc să lucrez aici pe șantier, în altă parte nu concep. Din 2007, de când s-a înființat centru, 1800 instruit.
și au mai și plecat, bineînțeles, dar din cei care au rămas, o parte și-au continuat studiile și acum lucrează ca maestri, tehnicieni, ingineri, tot în cadrul companiei. Performanțele Centrului de Formare Profesională Damen Galați sunt recunoscute la nivel internațional. În 2018, echipa de sudori antrenată aici a câștigat medalia de aur la Arc Cup, cel mai prestigios concurs adresat sudorilor sub 35 de ani din întreaga lume. Șantierul Gălățean este o prezență obișnuită a concursului din China, pe care l-a mai câștigat și în 2016. Am avut premii remarcabile, am luat locul întâi la competiția pe echipe și diferite locuri pe competiția per procese de sudare. Am avut 6 concurenți, fiecare concurent a participat la un proces de sudare și de asemenea am participat și la competiția pe ansamblu sudat, care a fost executat cu 4 procedee de sudare. Țări au fost aproximativ 30, iar ca și concurenți au fost peste 340. A fost destul de greu pentru început, cum am fost noi, și am avut o perioadă de pregătire aici în centru. Am concurat la Mi'kmaq pe 3 piese, cap la cap vertical, combinare de colț și o țeavă la orizontală. Am luat locul 1 la procedeu manual, la electrod. Am concurat individual la 3 probe și am avut un cap la cap vertical, o țeavă la lateral și un orizontal de colț. Proba a durat 3 ore, adică 3 ore era maximum care trebuia să ne încadrăm. În 2 ore jumate am terminat. Am fost al doilea care a ieșit de la banc. Am participat la VIG, am luat locul 2, am avut aceleași probe ca și colegii. Am terminat într-o oră și ceva, am fost primul. Dragi spectatori, ne-am reîntors în studio și nu doar că înodăm fire, chiar încercăm să le țesem. Încheiem cu o întrebare cheie. Ce înseamnă, în opinia domniilor lor, România vizionară? Domnule Panea, încep cu dumneavoastră. Pentru mine, România vizionară este un concept care poate fi cât se poate de real. Este o țară în care tinerii sunt apreciați, în care există foarte, foarte multe proiecte interdisciplinare, în care copiii care mai târziu vor deveni studenți și după vor intra în câmpul muncii, să se simtă utili, ei să facă lucruri plăcute de ultimă generație și efectiv România să devină un hub internațional al roboticii, care pe viitor se va extinde în absolut toate domeniile, de la domeniul industrial, economic, până la simpli roboții pe care o să-i vedem în mall și poate o să ne distreze în viitor. Trebuie să ne gândim pe termen lung și doar așa putem avea o șansă reală în viitorul foarte, foarte concurențial care ne paște. Doamna director, care este opinia dumneavoastră în materie? Este un concept care își găsește rădăcinile chiar în ceea ce se întâmplă astăzi în țară, în România, pentru că în învățământul preuniversitar, cel pe care eu îl cunosc foarte bine, competențele care sunt exersate de elevi și sunt însușite de aceștia sunt suficient de bune încât să le asigure lor o activitate fructuoasă în universitățile din țară și din Europa sau din lume prin care ei trec. România vizionară, din punctul meu de vedere, este aceea în care elevii vor avea un spațiu de învățare foarte bine dotat și foarte bine utilat și, de asemenea, o țară în care, atunci când termină, indiferent în ce colț al lumii, își pot găsi un domeniu în care să vină și să întoarcă societății românești acel efort pe care aceasta l-a depus pentru a-l pregăti. Și sunt sigură că se va întâmpla lucrurile acestea, deja a început să se întâmple. Deja, așa cum vă spuneam, o serie dintre absolvenții noștri care au fost studenți în marile universități din lume se întorc și își găsesc locul în societatea românească și vin și contribuie cu efortul lor la ridicarea comunității din care ei au plecat.
Domnule ministru, vă rugăm, aveți cuvântul. România vizionară înseamnă o Românie educată. O Românie vizionară înseamnă o Românie în care, alături de stimularea excelenței, de stimularea performanței, știm să ridicăm nivelul de pregătire al tuturor. Pentru că România își va atinge obiectivele de dezvoltare socioeconomică doar atunci când va reuși să ridice nivelul de pregătire al tuturor. Deci, echitate în paralel cu excelență. O Românie vizionară este acea Românie în care înțelegem că educația stă la baza tuturor lucrurilor. Fără educație nu putem avea nici sănătate, nici securitate, nici prosperitate, nu putem avea nimic din toate astea, pentru că o Românie vizionară înțelege că educația stă la baza tuturor lucrurilor. Profit de ocazie să doresc încă o dată la mulți ani tuturor copiilor, mai mici sau mai mari, și bineînțeles ne dorim o Românie educată și o Românie vizionară. Vă mulțumesc pentru invitație. Stimați invitați, vă mulțumim foarte mult și vă mulțumim pentru un mesaj care în esență spune acest lucru. România vizionară suntem fiecare dintre noi și toți la oaltă. Dragi telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră pentru dorința de a face parte din acest proiect al nostru și din seria de mesaje pe care vrem să le perpetuăm în emisiunea Investiții în România. Considerăm că România vizionară rimează cu viziune, rimează cu televiziune, rimează cu TVR Internațional și rimează cu tot ceea ce ne-am propus noi să facem de la viață și pe această lume. Nu putem închide decât așa cum am deschis, spunându-le încă o dată la mulți ani copiilor, urându-le să-și bucure părinții și profesorii și să se bucure de părinți și de profesori și împreună să avem și să facem tot binele. Emisiune sponsorizată de Gero Vital, doctor în frumusețe. Emisiune susținută de stațiunea de cercetare Pietroasa.